Salutare, dragilor, și bine ați revenit aici pe YouTube. În cazul în care o să auziți că vocea mea este puțin diferită, să știți că este datorită faptului că am fost nițel răcită și el mi-a trecut complet, încă mă mai deranjează un pic nasul și mai strâmb. Așa că dacă o să vedeți că încep să curgă lacrimile, să știți de ce. A fost așa interesant că mi-a făcut mai devreme machiajul după foarte mult timp, cred că vreo 2 săptămâni nu m-am machiat. Și pe când mi-am terminat machiajul, început să-mi curgă lacrimile și eram așa perfect, nu se putea mai bine, dar da, sper să fie tot în regulă. Nu puteam să las să treacă luna ianuarie fără să fac un haul. Așa că astăzi am adus aici în fața voastră un haul mai mic sau mai mare cu câteva produse. Am și niște produse primite în pachete de PR, dar sunt foarte puține, sunt... Cred două, cred că sunt doar, așa că nu am foarte multe. Eu, uitați, mi-am făcut și unghiile cu roșu, așa să fiu foarte drăguț, mi-am pus și un ceas drăguț, așa că sunt gata, pregătită să povestesc cu voi. Da, hai să începem. Am primit de la Bioderma în decembrie, undeva spre final, un pachet cu două produse din astea imense, astea două. Și dacă mă urmăriți... și aici, cred că am mai tot povestit de ele, dar și pe Instagram. Mi-a plăcut foarte mult produsele Bioderma, și colaborez cu ei, dar și cumpăr foarte multe. O să vedeți că și am unul sau două produse în achiziționate de mine personal. Am produse și la salon, câteva de la ei pentru grijirea tenului, desigur, însă acestea sunt pentru corp. Atoderm ulei de duș, care este genial și este varianta de 1 litru, acesta este... Este foarte fain pentru că hidratează și curăță bine în același timp. Cred că v-am mai menționat. Îmi place foarte mult să-mi îngrijez tenul și să am grijă de piele, însă când vine vorba despre îngrijirea corpului, nu sunt chiar atât de mulțumită de mine pe cum ar fi trebuit sau ar trebui să fiu. Pentru că, sincer, după duș mi-e stelene să mă dau cu loțiune de corp, sau uit, sau fac duș și știu că după aceea trebuie să plec de acasă și n-am timp și se întâmplă multe. Însă, în momentul în care folosesc produsul acesta, știu că sunt cât de cât asigurată pentru că mă și ajută. Iar atunci când am nevoie de o loțiune de corp care să facă minuni instant, eu am observat că dacă, să zic, trece o săptămână și nu mă dau cu loțiune de corp sau nu mă dau cu nimic pe corp, pe picioare, începe să mă mănânce pielea. Pentru că mi este uscată, dar am doar 2 zone pe picioare unde mi se uscă, dar surprinzător nu am, adică nu am dermatită, nu am nimic. Nu știu care e faza cu zonele alea. Și în momentul în care încep să mă mănânce, știu, ok, e cazul să apelez. Și întotdeauna apelez la loțiunea aceasta. De fapt, este un balsam intensiv, cum îi zic ei, tot din gama Atoderm. Eu am unul din acesta, tot așa variantă de 500, pe care mi l-am cumpărat acum ceva timp și mă ține foarte mult pentru că am nevoie de o cantitate mică și îmi place că l-am aplicat în piele și după aceea pot să mă îmbrac fără niciun fel de problemă, nu trebuie să stau, să intre în piele, să... nu. L-am aplicat și sunt gata de ieșit din oraș, în oraș. Acesta este și îmi place foarte, foarte mult, nu cred că o să renunț vreodată la el pentru că indiferent cât am testat, îmi plac pentru că miros bine, pentru că îmi lasă pielea frumoasă, însă niciunul nu a făcut o treabă atât de bună și nu face o treabă atât de bună precum face acesta. Deci este preferatul meu și în plus de asta nu are parfum sau nu are miros, de fapt. Zice și aici că calmează rapid mâncărimea și reduce disconfortul grație ingredientului dermatologic activ cu efect calmant. Da, asta face și pentru mine. Astea două sunt primite de la ei, sunt foarte, foarte recunoscătoare că pot să colaborez cu ei pentru că, așa cum menționez de fiecare dată, mi-e place foarte mult să fiu selectivă când vine vorba de a accepta pachete de PR și de a colabora cu brand-uri și să colaborez doar cu acelea cu care fie cumva sunt la început și mă intrigă că n-am auzit de ei și hai să-i descoper, fie să colaborez cu brand-uri cu care în primul și în primul rând am fost clientă, pentru că eu cu Bioderma am fost clientă cu mulți ani înainte să colaborez cu ei și abia după aceea să colaborez cu ei pentru că știu și am încredere în produsele lor. Și al doilea brand de la care am primit un coleg ca să scăpăm și după aceea restul, toate sunt cumpărate de mine, este un brand despre care nu am mai auzit, nu știu nimic despre ei, se numesc New Nordic. Mi-au scris anul trecut la un moment dat
să-mi ofere niște produse, însă nu rezonam cu ei și le-am zis mulțumesc frumos, însă nu pot să accept această colaborare pentru că nu se potrivește cu mine și cu stilul meu și așa mai departe. Și mi-a scris acum din nou să mă întrebe dacă vreau să testez un șampon. Și am zis că da. Și am zis da pentru că zice aici hair volume. Adică volum. Știți voi cum stă treaba cu volumul. Părul meu nu prea are volum. Părul meu este gras. Da, și am fost foarte curioasă de ele. Au ajuns la mine. O singură dată le-am testat ieri. Deci nu știu să vă spun mare lucru despre ele. Sunt două produse, un balsam și un șampon, așa arată ambalajul. Sunt foarte simpatice. Partea faină este că vin cu pompiță, deci poți să dozezi foarte ușor produsul. Și au niște ambalaje așa drăguțe. Nu e nimic. Nu e nimic. E din plastic, ceea ce înseamnă că dacă le scap nu se întâmplă nimic și sunt chiar drăguțe. Citeam aici că zice... la conținut la șampon care măr, cidru sau nu, oțet, ceva aminoacizi care ajută la repararea părului și îl face să fie plin de volum, să-i ofere densitate și să arate mai bine. Nu pot să spun din păcate părere despre el pentru că v-am zis o singură dată l-am testat. Am testat ieri și balsamul și la balsam îmi place că nu încărcă deloc părul. Am mai menționat acest lucru, am mai testat și alte balsamuri de păr, care fie nu făceau nimic, adică mi-aplicam balsam, îmi spălam părul și era fix la fel de încălcit și de neîngrijit ca și înainte de balsam, nu făcea nimic. Și am mai încercat și produse care mi-au încărcat atât de tare părul, de zici că nu l-am mai spălat de nu știu cât timp. Deși eu, după cum am zis, folosesc balsam doar pe lungimi, niciodată, deci undeva de pe aici, de la gât în jos, pe acolo, pe undeva. Mi-a plăcut foarte mult, zice că nu are silicon, nu are sulfat, nu are uleiuri minerale, așa că mi se pare foarte fain așa pentru o primă utilizare, însă vreau să le testez mai mult timp și după aceea să revin și să-mi spun părerea mea despre ele. După aceea, am aici astea două și după aceea scoatem ce este în pungă. Dacă ați văzut clipurile mele de anul trecut, știți că am devenit foarte mare fană Jo Malone. Am descoperit un parfum anul trecut, cred că prin vară, îl văzusem la o tipă pe YouTube, era foarte curioasă cum miroase pentru că mi se părea că o să-mi placă, m-am dus în Obsentum în Cluj, mi-a plăcut mirosul, l-am cumpărat. După aceea am mai primit cadou niște miniaturi din acelea de 9 ml, un set de 5 bucăți, care și acela îmi plac foarte mult. Preferatul meu este Wild Bluebell, acela pe care l-am cumpărat primul, și English... nu, cum era... English Pear and Freesia. Deci astea două, miros bestial. Și mai vreau să mai testez câteva, așa că s-a numărat această minunăție. Din astea mai am Peony and Blush Suede, am o variantă micuță, care este pe terminată și îmi place foarte mult. Și mai este un Wood Sage and Sea Salt. Sunt foarte faine, cum vin așa ele în ambalaj. Acestea au 30 de mililitri, parcă. Da. Unde scrie cantitatea? Voi vedeți. Da. 30 de mililitri are fiecare. Așa vin ambalate. Mi-e plac foarte mult produsele lor și chiar vreau să mai îmi cumpăr câteva și vreau să-mi iau neapărat acela English Pear and Freesia pentru că îmi place foarte mult cum miroase și vreau să iau tot așa într-o variantă mai mare. Produsele lor știu că le găsiți la Obsentum, atât online cât și în magazine. Și știu că sunt și la Douglas, dar la Douglas eu cel puțin în magazinul le-am văzut. Nu știu dacă sunt valabil, dacă sunt în magazine, la Cluj nu este, însă sunt online. Și de multe ori aveți și reducere, așa că sunt foarte faine. Și pe lângă asta eu mai iau lumânări. Alea, sincer, mi se par un pic cam scumpe, având în vedere că eu nu sunt neapărat o mare fană a lumânărilor. Însă au și săpun de mâini, pe care l-am cumpărat de câteva ori și l-am oferit cadou cuiva drag și care miroase bestial. Așa, pe lângă acela, mai avem un colet de la MAC. Astea v-am zis, niciunul nu mai este, deci doar acelea două au fost pachete de piară, în rest toate sunt cumpărate de mine. Au avut cei de la MAC niște reduceri și aveam nevoie pentru salon de ceva iluminator pentru cliente. Și am văzut acesta care vine la set și mi-am dat o comandă. De fapt, aceasta este vedeta pentru care am plasat la ei comandă. V-am zis că anul acesta vreau să...
încerc să cumpăr doar produsele care am nevoie sau pe care chiar vreau cu tot din adinsul să le testez, nu mai vreau să mai cumpăr impulsiv. Și am văzut paleta aceasta și am zis că e o ocazie bună pentru că sunt practic 3 produse și așa pot să le testez. De la ei n-am avut iluminator propriu zis, am un produs care este un fel de blush iluminator. Și o nuanță asemănătoare este și aici în colet, așa arată ambalajul, este foarte frumos, cred că este din colecția de Crăciun la cum arată. Se numește Flashing Eyes Extra Dimension Skin Finish Trio, nuanța medium deep. Și așa arată în interior. Asta aș putea spune că este un blush, nu este iluminator, este un blush care are particule luminoase, însă acestea două sunt iluminatoare și sunt foarte, foarte mișto, îmi plac foarte mult. Nuanțele mă refer, nu știu exact cum arată, pentru că dacă v-ați uitat bine, nu l-am testat încă, am vrut neapărat să vi-l arăt prima dată vouă. Și după aceea o să le duc la salon. Pe lângă asta am mai văzut o ojă. N-am încercat niciodată ojele lor și asta era la reducere. Din păcate nu mai dețin prețurile. Este o ojă care din colecția Sterling Rosalia, cred. Nuanța Sweet Ashi parcă, însă ce m-a cucerit la ea a fost ambalajul. Aceasta este oja. Se pare absolut superbă. Este și oja pe care o am eu pe mâini. Așa arată. Este foarte mișto. Nu știu de ce mă duce puțin cu gândul la lui Louboutin, la brandul acela care are și pantofii ăia înalți, foarte înalți și are și cosmetice. Nu știu, ambalajul mă duce așa cu gândul la ei, însă mi se pare foarte, foarte drăguț. Și l-am cumpărat și pe acesta. Și în cazul în care aveți la ei card, în funcție de achizițiile pe care le faceți, acumulați puncte și la nu știu câte puncte, sunt mai multe trepte, puteți să vă alegeți gratuit un produs. Iar eu am putut să-mi aleg un produs pentru sprâncene, Eyebrow Styler. Mi-a plăcut pentru că practic n-am testat niciodată produs de sprâncene de la ei și mi se pare foarte faină ideea. Acesta este creionul, nuanța este... stylized, cred că. Și are tot așa o pensulă cum vine fiecare și partea cealaltă. Aici este creionul. Mi s-a părut foarte mișto că astfel pot să testez și produsele acestea. Și sunt foarte curioasă cum este. La ojă ce pot să vă spun este că nu este neapărat cea mai rezistentă ojă. Eu și am probleme cu unghiile pentru că nu-mi rezistă. Am încercat foarte multe ojă, de la Opi, de la nu mai știu cine și nu-mi rezistă pe unghii, nu știu de ce. Sunt dată de 2 zile și deja aici pe margini, nu știu dacă o să vedeți, pe margini deja începe să mi se ducă. Da, mi-a plăcut foarte mult nuanța, mi-a plăcut foarte mult ambalajul și știți că eu am o problemă cu ambalajele. Înainte să primesc coletul de la New Nordic cu produsele pentru păr, am tot zis că vreau să testez un produs de la Vichy, de la Vichy, pentru părul gras. Am întrebat la un moment dat, sau am făcut un video, nici nu mai rețin, în care am povestit despre părul meu și am primit o recomandare să folosesc produsul acesta de la Vichy. Atunci l-am luat, adică mi-am notat undeva recomandarea, după ce am mai văzut la încă cineva. Am întrebat și acea persoană cum e, ce e, îți place, nu îți place, da, e foarte fain, nu știu ce, și am zis, ok, trebuie să-l cumpăr și eu. Partea faină este că l-am găsit la reducere, din păcate n-are preț pe el, dar știu că a fost, nu știu, în jur de 40 și un pic de lei, depinde de unde îl cumpărați, l-am cumpărat la... uite, prețul întreg a fost 55,45, dar eu știu sigur că a avut 25% reducere, deci l-am luat cu 40 și un pic. Este varianta pentru părul gras, oil control. Șampon, tratament, sebo-corector. Și pe acesta l-am folosit o singură dată. Nu știu încă să vă spun dacă face sau nu face ceva pentru părul meu, pentru că mi se pare că trebuie să-l folosesc de 2-3 ori să pot să-mi dau seama, însă am zis că hai să-l cumpăr și să văd exact cum e. Și acum hai să trecem la toate produsele care se găsesc în această pungă și nu este punga de la Sephora. Adică nu sunt toate produsele din interior Sephora, să le înțelegem. Însă, dacă tot sunt aici, am să încep cu un produs Sephora. Știți că v-am zis în oarecare clip, cred că în clipul cu preferatele anului, că am pus ochii pe o paletă de la Natasha Denona și între timp am mai pus ochii pe încă una. Trebuia să se lanseze și s-a lansat acum în ianuarie o paletă mini Biba, New Biba sau ceva de genul și urmează să o primesc săptămâna viitoare.
Dar între timp am văzut că s-a lansat și aceasta, care este în ediție specială de Valentine's Day, care se numește Mini Crush. Este aceasta. Aceasta vine și cu o pensulă, Biba nu are pensulă. Are 5 nuanțe diferite și sunt superbe. Am făcut anul trecut în februarie un video cu un machiaj de Valentine's Day cu paleta Mini Love. Aceasta seamănă un pic, nu perfect, dar seamănă cu aceea, așa arată în interior. Are 3 nuanțe mate și 2 osi de fate și stați fără griji pentru că nu mi-am băgat încă degețelele ea, deși eu am cam de 2 săptămâni, cred, pentru că vreau să ne machiem împreună cu ea și să facem un machiaj de Valentine's Day sau de dragobete, care ce sărbătoriți. Și de asta n-am testat-o și așa arată pensula. Sigur ați văzut-o dacă mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo am pozat-o deja. Este foarte faină aceasta, pentru că are și pensula, a fost, cred, 145 de lei, dar cealaltă care nu are pensula este 120 mini biba. Știți că eu am o problemă cu produsele Natasha Denona, pentru că îmi plac foarte mult și mi le-aș cumpăra pe toate. Și până la urmă sunt sigură o să ajung să le am. Poate nu chiar pe toate, dar o să am din ce în ce mai multe. Pentru că sunt foarte faine, sunt foarte pigmentate, vă puteți juca 11.000 de feluri cu ele și n-am ce să mai zic altceva. După aceea am și 2 perechi de cercei. Este un brand pe care l-am descoperit anul trecut de bijuterii, care este un brand local clujan. Și este o tipă foarte faină care face bijuterii din oțel în mare parte și sunt unele care sunt și din aliaj. Și am 2 perechi de cercei de la ea, mai am încă 3, încă 5 perechi tot de la ea, care îmi plac foarte mult. Chiar am avut recent o colaborare cu ea și am avut un giveaway pe Instagram cu niște bijuterii de la ea. Aceasta este o pereche de cercei din oțel, mi se par foarte mișto. Și în plus aceștia care sunt lungi. Din păcate, acum nu pot să-i port pentru că, fiind frig afară, îmi pun fularul, mi se agață în tot, însă în momentul în care o să fie cald afară, o să arate bestia. El așa frumos, sunt foarte lungi și foarte mișto. Și îmi plac foarte mult să știți că o găsiți pe Instagram și chiar dacă nu sunteți din Cluj, puteți să comandați bijuteriile ei pentru care stai și trimite oriunde în țară. Acestea sunt foarte faine. Am primit în decembrie cadou această cărticică foarte simpatică, care se numește Cărticica de Biniște de la Storia. Sunt sigură că ați mai văzut-o pentru că e recent apărută pe piață. Are niște poze foarte drăguțe în interior și partea și mai faină, ca să mă laud, este faptul că aici sunt 2, 4, 6, 7 autori și fiecare are câte un capitol. Și unul dintre capitole este scris de fratele meu. Al treilea capitol este scris de el. Gaspar Bior, uitați aici. Mi se pare foarte drăguță. Poza, cartea are niște poze foarte faine. Și să vă citesc ce scrie pe spate așa foarte pe scurt. Biniște e un cuvânt căutat, inventat și preferat. A fost votat de mii de români ca traducerea oficială pentru termenul danez hygge, nu știu cum se zice, cred că hygge. Dacă bine țin minte, știți că sunt cărțile acelea cu arta daneză sau arta fericirii daneze sau chestiile astea. Eu am văzut-o, nu am, cred că nu am niciuna dintre cele două, știu sigur că sunt două, sigur sunt multe. Și aceasta mi se pare că seamănă așa puțin. Această carte își dorește să fie o sursă de inspirație pentru cei care vor să-și transforme locuința într-o oază la care să se întoarcă întotdeauna cu drag. E foarte fain, o găsiți pe Nemira și e foarte ușor de citit și de răsfoit. Are niște pagini așa foarte lucioase, ia uitați. Și poza aceasta de aici, ce faină este. Da, mie îmi place foarte mult și mă bucur că am primit-o cadou. Mi-am cumpărat un batist, pentru că dacă ați văzut Empties-ul de acum două clipuri, parcă, ați văzut că am terminat vreo 4 sau 5, așa că a fost nevoie să mi-l cumpăr pe cel original de data aceasta. Mi-am cumpărat și această apă termală de la Ivaterm, pentru că dacă v-ați uitat tot la același video, ați văzut că am terminat-o pe cea de la Bioderma și v-am zis că o cumpăr care mi iese în cale și pe care o găsesc în momentul respectiv la farmacie, fie o Bioderma, fie Ivaterm, de data aceasta o am pe aceasta. Pe lângă asta, mi-am cumpărat, pentru că fix ieri mi s-a terminat, serul anticădere de la Girovital,
Este un produs pe care eu îl folosesc de aproximativ 7 ani de fiecare dată când îmi spăl părul, indiferent că mai folosesc și alt produs sau nu. Este printre preferatele mele, este din gama Tratament Expert și este foarte fain. Este practic un fel de leave-in din acela pe care îl pulverizez. Eu îl pulverizez strict aici în față. Face o treabă foarte faină. Vă ziceam de Bioderma că eu și primez, dar și cumpăr de la ei. Mi-am recumpărat Hydra Bio Serum. Este unul dintre serurile mele preferate. L-am și acasă și l-am și la studio și este mega fain. Vi recomand și voi, indiferent de tipul de ten. Cred că am mai povestit că eu, în momentul în care l-am primit prima dată, l-am primit la un eveniment. Mă gândeam ce Dumnezeu să fac cu el, pentru că aici zice că este pentru piele deshidratată și foarte uscată. Și mă gândeam, ok, la tenul meu nu este nici deshidratat, nici uscat. Dar l-am ținut acolo o perioadă destul de lungă de timp și după aia am zis, ia, hai să testez eu să fac cum stă treaba și mi-a plăcut foarte mult, așa că îl am și nu mă despart de el. Îl am acolo să fie de fiecare dată. Mi-am cumpărat și un balsam de buze de la Yves Rocher, nu că aș fi avut nevoie pentru că am vreo 5 de la ei, însă n-am avut unul din gama mea preferată cu portocală și ciocolată, gama lor de Crăciun. M-ați auzit de nu știu câte ori deja vorbind despre gama respectivă. Aveam din gama aceea cu mure, am de fapt 4, dar din astea nu am avut și am zis că trebuie să mă duc și să mi-l cumpăr până mai găsesc pe piață produsele lor. După aceea am fost, ia stați că de aici am două, am fost până la Melchior pentru că aveam nevoie de un ruj, de un, nu de un ruj, de un creion nude. Și la ei întotdeauna găsesc niște nuanțe foarte faine și îmi plac creioanele lor pentru că sunt cremoase, dar nu exagerate de cremoase. Și mi-am cumpărat un creion de buze care se numește Lip Liner Pencil, nuanța nude. Deja l-am și folosit, nu știu dacă nu... Oare în care clip? Cred că l-am avut în clipuri cu preferatele anului. Nu știu, ideea este că e foarte fain și n-am putut să plec fără să-mi cumpăr și o ojă din aceasta micuță. Îmi place foarte mult că are particule sclipitoare, se aplică foarte ușor, se usucă repede și nu am treabă cu ea și chiar rezistă binișor pe unghiile mele. Cred că am zis... N-am zis? Ba da, am zis în clipul cu Empties că eu nu-mi cumpăr ojă decât câte îmi intră acolo în cutie în care le țin și acum sunt rezolvată cu cea de la MAC și cu asta sunt rezolvată, gata, nu mai cumpăr ușă. După aceea, în decembrie, perioada sărbătorilor, am fost până la Sephora pentru că au început să aibă reducerile și am fost să văd și eu ce găsesc pe acolo. Au fost ultimele achiziții pe 2021. Și mi-am găsit niște produse la reducere. Setul acesta de la Fresh vi l-am arătat și în clipul cu preferatele anului pe partea de skincare, pentru că v-am arătat gelul acesta de curățare de la ei. Aici în interior este un gel de curățare de 50 ml din gama Soy Fresh Cleanser și mai este o mască de față, aceea cu petale de trandafir. Acesta este setul, nu știu să vă zic cât a costat. Și pe lângă asta mi-am mai cumpărat două produse pentru că vreau neapărat să le testez. Am auzit foarte, dar foarte multe review-uri bune despre crema lor de ochi și n-am putut să plec fără să o cumpăr. Aceasta știu sigur că a fost 25 de lei, mi s-a părut un preț exagerat de bun. Este crema lor cu acid hialuronic pentru luminozitate și zice că conține 97% ingrediente de origine naturală. Așa arată. Nu am testat-o încă pentru că am venit acasă și am pus-o aici ca să pot să vă arăt. Și tot așa vroiam să testez pentru că am auzit foarte, dar foarte multe păreri bune despre produsele de la Ren. N-am testat niciodată nimic de la ei și am găsit acest duo la reducere. Aici este un tonic cu acid cu AHA. Alfa hidroxiacid pentru luminozitate, cred că sunt astea, da. The Gift of Glow Skin Duo și mai este o cremă de față sub formă de gel cu vitamina C. Nici pe astea încă nu l-am testat pentru că vreau neapărat să vi le arăt. Ia stați să vedem. Pot să le desfac. Am vrut să vi le arăt înainte. Sper să nu-mi dau jos și oja de pe unghii. N-am nimic cu ce să tai. Dar foarte multă lume vorbește numai de bine despre produsele de la Ren, așa că am zis că hai să-mi iau. Știu că și astea au fost, nu știu, în jur de 60-70 de lei. Bine, sunt niște miniaturi pentru că nu sunt mari.
Cel puțin tonerul are 50 de ml și crema de față are 15 ml. Da, sunt foarte curioasă de ele. Dacă vă interesează, pot să vin și să vă povestesc de ele după ce le testez. Mai am o cremă de mâini de la Bioderma. Pentru că, așa cum am zis, asta face minuni pentru corpul meu și asta face minuni pentru mâinile mele. Și în perioada aceasta, în special când este atât de frig afară, întotdeauna am nevoie. Și asta îmi place foarte mult, că este o variantă relativ micuță și pot să o iau fără probleme cu mine în geantă. Are 50 de mililitri, am mai avut-o în trecut. Zice că este pentru piele uscată și deteriorată. Și este bună și pentru unghii. Îmi place că hidratează foarte bine, în special acum în sezonul rece și când trebuie să ne tot spălăm pe mâini de ani și de mii de ori. Mi-am luat de la DM un produs de la L'Oreal. Am vrut de foarte mult timp să-l testez. Știu că sunt două variante, pentru pielea grasă, mixtă grasă, și pentru pielea normală uscată. Serul acesta cu aloe, cu apă de aloe și cu acid hialuronic. Am auzit foarte multe păreri de bine despre el și am vrut neapărat să-l testez. Cremă fluidă hidratantă, non-grasă, pentru ten radiant împrospătat. Încă n-am desfăcut-o, v-am zis că așa am luat-o și am adus-o să o arăt și vouă. Și mai am încă 3 produse și suntem gata. Tot așa, pentru că am tot văzut-o prin online, eram foarte curioasă de ea, pensul aceasta de la DM, din gama lor proprie Belin. Este, din câte știu eu, o lansare nouă, cel puțin aici așa scrie, și eram foarte curioasă de ea pentru că multă lume a lăudat. Este o pensulă multifuncțională. Poate o să o folosim împreună în clipul în care ne machiem de Valentine's Day. Mi-am mai luat o pudră de la Catrice. Cred că am mai avut în trecut, dar nu sunt sigură dacă fix asta, și am vrut să o testez să văd dacă face treabă bună. Este o pudră matifiantă care zice că ține sub control sebumul până la 12 ore. Așa arată. Este albă, însă nu vă speriați, pentru că în momentul în care o aplicați pe ten nu schimbă nuanța fondului de ten și nu vă face să arătați ca și Casper. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat pentru că aveam nevoie la salon, pentru că astea le consum ca și cafea. Este soluția pentru curățarea pensulelor de la Ebelin, care și-a schimbat între timp ambalajul. Eu știam varianta veche, aceasta este varianta nouă. Și mi-am cumpărat-o pentru că am zis aveam nevoie la salon de ea, pentru că acolo după fiecare client trebuie să-mi curăț și dacă am nevoie să folosesc fix aceeași pensulă, să nu stau, să spăl, să nu știu ce, cu asta aplic, se curăță foarte ușor și gata. Și gata! Am terminat! Din nou! Sper că nu mi-a deranjat foarte tare vocea mea. Eu sper că până la videoul viitor să fiu mai bine. De fapt, acum nu am absolut nimic, doar că mă mai deranjează un pic un ideea în care vorbesc așa cum mă penas. Dar în rest sunt bine. Să-mi spuneți dacă vreți să vă povestesc în mod special despre vreunul din produsele de aici. V-am zis, cu asta o să facem un machiaj special și cel mai probabil în acel machiaj o să folosim și pensula aceasta, pentru că sunt foarte curioasă de ea. În rest să-mi ziceți dacă vreți să vă povestesc despre ceva anume, nu știu, dacă vă interesează ceva în mod special din ce v-am arătat eu aici. Vă mulțumesc tare frumos pentru vizionare, ne vedem zilele viitoare. Și în același timp vă mulțumesc frumos pentru că vă abonați canalului meu. Să aveți o zi minunată! Vă pupăte!